de dimineața, ce faceți? Da, este o zi foarte eventful, ca să zic așa. Încep un nou daily vlog în cazul în care nu v-ați prins și este o zi foarte eventful la mine cel puțin, pentru că m-am trezit de dimineață să fac niște treburi, am terminat o parte din lucrurile pe care le aveam de făcut. Și când mă uit mai bine pe parchetul meu plin de urme, asta pentru că plouă și cum aflu eu dacă plouă? Unu, mă trezesc cu o blană udă lângă mine în pat sau cu labe pe parchet, ceea ce s-a și întâmplat. Ba mai mult, bonus, pentru că este început de săptămână, Udi a decis să-mi aducă și o vrabie și să o vânture prin tot holul din fața băii, să am numai fulgi pe acolo. Și după ce mi-am făcut duș și am zis că mă încep să mă aranjez și eu pentru ziua de astăzi, să mă pregătesc, s-a luat curentul. Fix când mai aveam ceva de făcut, am profitat de ocazie și mi-am tuns puțin din vârfurile de la păr, nu știu dacă observați, dar am tăiat puțin din vârfurile de la păr pentru că s-a uscat puțin și trebuia să-i dau un refresh, dar numai vârfurile așa, pentru că încerc să îl fac să crească și după cum a zis acum câteva luni, încerc să iau puțin din el în fiecare lună ca să-l ajut să crească. Și în mod paradoxal, în ciuda ceea ce credeți sau în ciuda ceea ce vă imaginați unele dintre voi, părul când este tuns mai des crește mai mult. Da. Așa, și acum aștept să mi se usuce părul natural, ce să fac, ca să pun să filmez, că aveam și ceva de filmat astăzi, și să pot să măcar cu atâta să fiu împăcată, pentru că nu pot să bag aspiratorul, mașina de spălat s-a oprit din mers, laptopul nu merge, n-am curent, nu avem curent, cum ar zice un clasic în viață. Mustăciunii și mei sunt în pat, dorm. Bine, mersi, pentru că plouă, după cum vă ziceam. După mult, 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 mult timp în care n-a plouat, a venit ploaia, dar se pare că oricum se mai limpezesc norii, ceea ce eu una m-aș bucura, pentru că pentru mine este cea mai nefastă zi în care să înceapă să plouă dintre toate, fiindcă astăzi aveam un eveniment și spun aveam, el se ține, indiferent dacă mă duc eu sau nu, dar aveam un eveniment cu revista Avantaje și la care îmi doream să ajung și chiar mă vorbisem cu tătucu să ajungem un pic mai devreme, dar da, dacă plouă, nu știu cum o să ajung, adică mă fac terci până acolo, e mai complicat. Și de aia, e cam nefastă ziua și vedem dacă o să mai ajung sau nu, vedem pe parcursul zilei cum se desfășoară lucrurile, dar văd că se mai luminează, ceea ce ar fi bine. E bine, pentru că și dacă plec să ajung mai repede în oraș ca să nu mă prindă ploaia, tot îi bine, tot îi bine, știți? Tot îi bine. No, cam asta este începutul meu de zi. Apropo de păi, hai că să discutăm, că tot am un pic de... Stați, o să vă spate prea sus, parcă stați prea sus, așa. Așa. E mai bine. Că tot aveam un pic de timp la dispoziție, hai să discutăm povestea asta, pentru că am văzut că iarăși s-a ivit un soi de semi-controversă, dacă nici măcar ceva de genul printre voi. Am tot primit mesaje în ultimele săptămâni de la voi referitoare la părul meu. Unele urâți absolut înfiorător de tare faptul că am părul tuns în scări. Deci nu vă place de nicio culoare. Deși, culmea ironiei, când mă tundeam, când am început eu să mă tund așa, tunsoarea asta nu era la modă. Acum este la modă, că este acea butterfly, acum îi zice butterfly, haircut, dar înainte îi zicea tunsoare în scări. Da, așa, în trepte mari. Așa, și unora nu vă place de nicio culoare și vreți să mă vedeți cu părul uniform. Așa, vreți să mă vedeți cu el tuns uniform egal. Altele îmi spuneți că n-are nicio formă și că ar trebui să fac ceva cu el și că să mă tun. Nu știu de unde e ideea asta voastră. Poate că în momentul în care îl vedeți ud, pentru că eu mai apar pe stories cu el ud și poate că când îl vedeți pe Insta Stories, pe Instagram,
ud, atunci vi se pare că n-are nicio formă, dar asta pentru că este blondul ăsta de la vârfuri, care de multe ori nu se vede. Când e ud, chiar nu se vede. Am uitat și eu și pare ciudat așa și pare că e super subțire firul de păr și pare că nu prea am fir de păr, că... dar e de la blond. Când se usucă, după aia își revine și după aia își capătă forma. Și legat de nosoarea în scări. De-a lungul multor ani de experimentat, eu am constatat că asta e singura tunsoare în care părul meu stă. El pare așa cu mințele, îl vedeți voi acum și ziceți, vai ce păr drăguț ai și ce bine stă și ce cu minte e și nu. Na, 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 na. E doar o diversiune. Nu e așa. Nu, nu e așa. Deci este o diversiune că părul meu are personalitate proprie și personală. Adică numai lui și nu face decât ce vrea el și cum vrea el. V-am povestit că am avut perioade și acum îl mai apucă câteodată că dacă îmi usuc părul într-o anumită formă, adică îmi fac cărarea pe o anumită parte, nu pot să o mișc. Adică dacă eu acum mi se usucă părul cu cărarea pe mijloc, păi așa rămâne. Eu nu pot să-mi schimb cărarea pe aici sau pe aici sau cu... Deci eu trebuie să-mi fac cărarea când este ud, pentru că domnia sa nu dorește să coopereze cu mine. Da? Și are personalitate individuală, vă spun eu. Suntem două entități separate aici și eu încerc să cooperez cu această entitate separată. Dar nu credeți voi că el stă bine dacă e tuns. Dacă vă duceți pe canalul celălalt, pe primul canal, vă duceți undeva pe la începuturile mele, îl aveam până pe aici, așa, mi-ajungea până pe la sâni și îl aveam tuns, era drept, adică nu îl turneam decât la vârfuri, așa, nu mi-l luam decât vârfurile drept și stătea rău, adică stătea super rău, se undula el la vârfuri așa când avea chef, dar nu tot timpul și nu într-o direcție ok și stătea rău, nu s-aranja deloc când era tuns uniform, știți? De-aia îl tund în tunsoarea asta și multora știu că nu vă place, că sunt prea multe trepte, că e diferența prea mare între trepte, mie îmi place. Nu știu, mi se pare că e tunsoarea care mă definește cel mai bine și care mă ajută cel mai bine. Acum s-a uscat, na, fiind vară și eu v-am povestit odată că am făcut un clip pe tema asta, că în momentul în care îți lași părul să se usuce natural, așa cum o fac eu, nu faci decât să-l usuci mai tare, că se scurge keratina aia, se evaporă, se spală practic keratina de pe el și e mai rău când faci asta decât atunci când îl usuci cu fionul. Și eu am tot făcut treaba asta în vară pentru că am vrut să am wave-ul ăsta natural pe care îl am în mod normal de la el. Deci vedeți cum deja începe să-și prindă așa un onduleu? E, așa e părul meu natural, este ondulat. Nu creți, este ondulat. E, și aceste onduleuri le obțin cel mai ușor dacă lasă să se usuce el natural. Dar când fac treaba asta, vârfurile o iau în toate direcțiile, nu mai stă cum vreau eu, nu e tocmai... Adică pentru vară, pentru aspectul ăla relaxat de beachy waves, merge. Dar când vreau să arate și el mai serios, acum serios, apăr serios, trebuie să-l usuc cu fânul sau să fac altceva. No. Și pentru vară merge tunsoarea aia foarte bine ca să, așa, să aranjeze fără să trebuiască să mai coafez. Și revenind la ce ziceam mai devreme, toată vara l-am lăsat așa să se usuce natural și asta l-a făcut să se usuce mai ales la vârfuri. Și atunci de-aia eu tot trebuie să vin acum să tai din vârfuri ca să se regenereze. El așa pe lungime este foarte sănătos. Deci, exceptând ultimii 2 cm pe care mare parte acum i-am luat, am tăiat vreo 5 cm din el, nu 2. Nu, că eu când tai, adică nu mă încurc, îmi crește foarte repede. Exceptând ultimii 2-3 cm care erau uscați, restul părului meu este foarte sănătos și este foarte ok, chiar dacă îl am decolorat, cum vedeți și pe aici, îl am decolorat. E sănătos. Acum, v-am mai povestit eu că treaba aia cu părul decolorat, cu părul blond. Părul blond este foarte, 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 foarte greu de întreținut. Cred că este unul dintre cele. Este mult mai, cu siguranță este mai greu de întreținut decât brunetul sau decât șatenul sau decât alte culori. Poate, nu știu, culorile astea, albastru, roșu, roz, astea dubioase de au apărut acum. Mă rog, dubioase în sensul de ciudățele, de nenaturale.
Poate culorile astea să fie mai greu de întreținut, dar blondul în sine, chiar și blondul natural, este foarte, foarte greu de întreținut pentru că poate părea uscat foarte repede. Fiind culoarea aia foarte deschisă, dacă ți-o iau un pic firul de păr în altă direcție decât ar trebui să stea, deja pare uscat. Dacă nu e super lucios părul și nu știu ce, deja pare uscat. Și poate el poate să nu fie săracul de el, cum v-am zis și la mine, în cazul meu. Mă uit și eu la clipuri sau un story și mă văd și câteodată pare mai uscat decât e în realitate. Și mă uit, dar de ce arată așa că totuși nu e așa? Încă un aspect, încă o mențiune pe care vreau să o fac aici și gata, am decis să îmi asum chestia asta, este că văd o mare diferență între produsele profesionale de îngrijire a părului și cele drugstore. Mulți ani am zis că nu este nicio diferență, am chiar, cred că găsiți clipuri în care am menționat treaba asta, am susținut cu vehemență treaba asta, am ajuns în punctul în care... sunt convinsă, ferm convinsă că există o mare diferență între produsele profesionale și cele drugstore. Clar sunt mai bune cele profesionale și trebuie să-ți găsești, trebuie să-ți dai timp, să-ți acorzi timp, să-ți găsești rutina aia perfectă pentru tine. Exact ca în cazul tenului. Degeaba zice lumea, folosiți aia, dacă tu nu-ți găsești rutina perfectă pentru tine, n-ai făcut nimic. Deci poți să pui toate produsele din lume, cele mai bune produse din lume, de cea mai bună calitate, dacă nu găsești rutina perfectă pentru tine, pentru tenul tău, pentru tipul tău de ten, n-ai rezolvat nimic. E, așa e și cu părul. Trebuie să-ți găsești acele produse care să se potrivească la fix pentru firul tău de păr, pentru scalpul tău, pentru cât de gras este scalpul tău, pentru cât de uscat este firul tău de păr, pentru cât de repede se îngrașă, pentru că știți că sunt unele persoane care au un scalp foarte gras, dar au părul foarte uscat, pentru că nu se duce efectiv sebumul în jos pe firul de păr. Da? Și toate chestiile astea trebuiesc învățate și asimilate și trebuie să te adaptezi și să-ți adaptezi rutina pentru asta. Nu degeaba folosești X șampon pentru că zic eu. Degeaba folosești, nu știu, alt șampon pentru că l-ai văzut la o vedetă. Poate ei funcționează și este perfect. Poate la mine Vela, de exemplu, cu care mă spăl acum, este minunat. Și deocamdată tot la ăla am rămas și nu prea am de gând să schimb în viitorul apropiat. Este, pentru mine este minunat, dar pentru voi s-ar putea să fie odios. Și asta pentru că nu avem firul de păr la fel. Știți că vorbeam, nu știu dacă vă aduceți aminte, când am zis de Cluj, când am fost la Cluj, la Pebbles. Eu cu Pebbles aveam firul de păr subțire, dar ea are firul de păr și mai subțire decât al meu, și mai moale, și mai pisicos, și mai sensibil decât este firul meu de păr. Și automat produsele care ei se potrivesc, mie nu mi se potrivesc. Tocmai de asta, pentru că este o diferență atât de mică între textura firului nostru de păr, dar atât de significant, atât de importantă, încât îți schimbă efectiv toată rutina de păr. Da? Deci trebuie foarte, foarte mare atenție în sensul ăsta. Iar în ce privește tunsoara mea, I'm sorry, tunsoarea în scări o să rămână, o să o mai cresc, adică o să mai micșorez puțin distanța între trepte. Acum sunt într-o fază în care aș vrea să-l las să fie cât de cât uniform, cu excepția părții astea din față, unde o să am trepte întotdeauna, întotdeauna. Nu o să mai facem breton ever în viața asta, dar șuvițele astea mai scurte vor exista întotdeauna. Dar pe lungime aș vrea să-l fac să mai crească puțin, să devină puțin mai uniform. Da? Deci asta rămâne. I'm sorry, not sorry. Dar asta este ce îmi cere părul meu, că v-am zis, are personalitatea lui proprie și individuală. No. Hai că a ieșit soarele. Cred că pot să mă apuc să filmez clipul ăla pe care voiam să-l filmez. De fapt, am două de filmat. Așa, și după aceea mai vorbim. Gata! A ieșit și soarele, s-a oprit ploaia din fericire, dar asta nu garantează că nu e frig afară și că nu o să fie noroi. M-am îmbrăcat. O să încerc să vă arăt outfit-ul meu. Este super simplu pentru că e simplu, că e ceva super casual. Ghetuțele sunt de la un brand de pe care îl tot găsesc pe Instagram. Nu mai știu cum îi zice. Așa. Blugii de la Levi's. Maletă neagră. Și paltonul ăsta de toamnă. Și geanta asta
vișinie și sunt gata. Și let's go! Și mai faină este că o să mai vin. O să vă povestesc la mai multe, pentru că acum nu pot. Avem de povestit, stați să nu mă gâtul pe aici. Dar da, a fost foarte, foarte fain. Am cunoscut oameni foarte faini de altfel și abia aștept să mai vin, pentru că chiar a fost interesant și o să fie din continuare și mai interesant. So, hai acasă să-mi iau un Uber. O să iau un Uber acum și mergem acasă și povestim acolo. Cea mai frumoasă prințesă din lume. Da, ia uitați pe cine am eu aici cu mine. Of, Doamne. Da, pușa mea. Ha, facem ca porumbelul. Facem ca porumbelul. Ea este spaima. Uitați. Este spaima. Spaima vrăbilor și a șoarecilor din ultima vreme. Ea este. Astăzi două vrăbi au ucis. Numai două. Da, între care una a vânturat-o de dimineață, sau noapte, habar n-am când a venit cu ea, a vânturat-o pe holul de la baie. M-a umplut de fulgi pe acolo. A fost ceva sublim. V-am scutit de detaliile astea, dar cert este că m-am trezit cu tot parchetul numai labe. V-am arătat pe Instagram în orice caz, dacă n-ați văzut. Așa, dacă mă urmăriți acolo, sigur știți. Tot parchetul numai labe și o vrabie împrăștiată pe acolo. Cu toate cele de pe interior și cu toți fulgii pe care i-a avut. Așa. Și ea este spaima vrăbilor. Dar dacă mă mai trezesc și mâine dimineață, că am tot parchetul numai lăbuțe, așa, vă expulzez pe amândoi. Și pe tine și pe fratitul, care încă n-a venit. Da, ce faceți? Haideți că eu mi-am petrecut o oră și ceva de când a venit, vorbim ba cu Aniela, ba cu Pebbles la telefon și acum m-am eliberat. Da, voiam să mă duc să mă demachez, că încă nu m-am dus să mă demachez și e destul de târziu și mi se face somnică în curând. Dar voiam să vă povestesc așa un pic despre evenimentul de la Avantaje. Eu am fost din... cu echipa de organizare, pentru că sesiunea de astăzi a fost sponsorizată de cei de la Good Days Therapy. Dacă vă aduceți aminte, cu câteva vloguri am primit și un pachet de PR de la ei. Și a fost sponsorizată de ei pentru că discuția principală era despre imunitate, suplimente alimentare și așa mai departe. Și a fost o doamnă doctor acolo. Udrea Manuela sau Udrea Mirela, parcă mai ceva de genul ăsta, a fost care a discutat mai multe despre suplimente alimentare, ce sunt suplimentele alimentare, ce rol au ele, le-a explicat doamnelor. A fost undeva în jur de 60 de doamne invitate și
le-a explicat despre imunitate, despre toate cele, cum v-am zis. Se pare că Avantaje, revista Avantaje, face treaba asta, noi nu am știut, face treaba asta de două ori pe lună, din ce am înțeles. Da, de două ori pe lună. Este o întâlnire din asta în care selectează cititori, care se înscriu, evident, selectează cititori care să participe la aceste discuții. Și sunt diverse teme, adică, nu știu, pare mi se luna trecută sau săptămâna, data trecută a fost vorba despre mămici sau ceva de genul ăsta, nu mai știu exact. Acum a fost despre imunitate. În luna noiembrie, în numărul din noiembrie, vor avea un invitat special. Absolut fabulos. Nu vă zic încă despre cine e vorba, dar este unul din puținii, dacă nu chiar singurul oameni din politica românească pe care eu încă îl admir. Da. Și un om cu absolut minunat. Și acum vreau să aflu mai multe informații despre numărul de luna viitoare și eventual atunci o să vă spun. Dacă e cazul. Așa, mă rog, omul în sine nu mai este în politică, ca să nu înțelegeți greșit. Da, a fost foarte frumos. Am făcut cunoștință cu Mihaela, care este redactor la revista Avantaje, și cu Florentina, care este redactor șef și care de altfel a și prezentat toată discuția, așa, coordonat toată discuția asta, foarte, foarte faină. După aia am mai stat puțin cu Florentina la sfârșit de vorbă și este foarte drăguță, foarte dulce, doamne, și este frumoasă, este superbă. Deci, vai de capul, nu știți cum e femeia când a intrat acolo în restaurant, că s-a ținut în... Iar am uitat cum îi zice la restaurantul. E la etaj, în orice caz, e foarte aproape. E lângă cinematograf, restaurantul ăla. Ceva cu S. S ceva, nu știu, mi-a zis tătucu, n-am uitat. Le-am dat tag pe Instagram, n-am uitat. Deci când a intrat și am văzut-o, zic, și are niște ochi. Sunt aproape transparenți, deci de un albastru din ăla cristalin, așa. Aoleu, deci e superbă femeia. Absolut superbă. Da, vor mai avea evenimente, o să mai fie unul în noiembrie, foarte interesant, foarte, foarte interesant, unde o să vă iau și acolo. Da, și a fost foarte, foarte faină seara asta, adică discuția în sine și cu Florentina, după ce am mai stat, v-am zis, am discutat cu ea și alte subiecte, că ea tocmai s-a întors din Cancun. Și povesteam cu ea de Mexic, așa, și mă rog, n-am fost în Mexic, dar... plăcându-mi foarte tare, știu și eu niște lucruri și povestea cât de bine s-a simțit acolo și despre chestia aia pe care am mai zis-o și eu cu latinoamericanii care sunt tot timpul veseli și tot timpul optimiști și care dansează seara pe străzi, ies pe stradă și dansează și sunt relaxați și nu se judecă unul pe altul și foarte faină treaba asta. Și asta zicea și ea, că e o altă lume și e fantastic acolo. Mamă, ți-ai pălăbuce? De ce pucea? Și pe la lăpucea ăștia. Haide, pe la lăpucea. Pe la lăpucea ăștia, că nu-mi place ce e aici. Curăță lăpucea. Așa. Nu știu, are ceva pe lăpuță. Aici. Așa, curăță gheruțele, mami. Așa, mama, papu. Muncește ea acolo de zon. Așa. Bagă. Se lasă frigul, că de-aia mă onorează cu prezența, că toată vara nu m-a ignorat, nici n-am știut cum arată, în afară de faptul că o vedeam dimineața la mâncare, nu știam cum arată udia mea. Știam că există doar pentru că venea să mănânce, prin urmare, da, nu-mi fac iluzii că mă iubește foarte tare, știți? Știu că are nevoie de mine, că e frig afară și de-aia. Dar încă așa e bine și mai ales lângă mamei care te ține în bace. Da, normal. Și e caloriferul tău, mami. Așa. Și da, a fost foarte, foarte fain. Sunt foarte curioasă despre următoarea întâlnire. Dacă vreți să vă înscrieți, v-am zis, este pentru, teoretic pentru cititoare, dar puteți să vă înscrieți și voi. Și bănuiesc că selecția se face cumva random sau ceva. De genul ăsta n-am întrebat exact. Trebuie să intrați pe pagina de event, cred că pe Facebook, Avantaje, și acolo
O să găsiți eventul și vă înscrieți și veți fi selectate. Mă, în cazul de astăzi au fost și niște goodie bag-uri și așa mai departe și a fost fain. A fost fain. Chiar a fost foarte fain. Și mi-a făcut mare plăcere să le cunosc pe fete și pe cei de la Good Days Therapy, că acum i-am cunoscut și eu un pic mai, să zicem, mai amplu, mai bine. Și după aceea m-am întors acasă, tătucul era o pachet de virus. A plecat destul de repede, n-am stat prea mult povești pentru că era împachetat în virus. Și am trimis-o acasă, du-te, nu mai sta, că stai degeaba, te consumi gazul prea mult aici degeaba, du-te acasă și fă-te bine, că trebuie să te faci bine și rămâne să povestim. Și, și cu tătu, cum e o chestie, o să aibă un meeting, vă zic de acum, nu știu dacă n-ați văzut la ea pe Instagram, că o să aibă un fan meeting pe 29 noiembrie, cel mai probabil. Cam asta e data selectată și rămâne să, mă rog, să stabilim niște detalii, dar o să fie foarte, foarte fain și la ea, la fan meeting-ul ei. So, cam asta pentru seara asta. Momentan ne oprim cu vlogul aici. Mâine avem alte planuri. Sau, mă rog, pentru ziua următoare de vlog o să vedeți că avem alte planuri. O să facem altceva. E bine? E bine? Zici și tu pa. Hai, lasă urechile alea arțăgoase. Nu mai face urechile astea așa arțăgoase, că nu ți-a făcut nimeni nimic. Hai, nu fire. Zici și tu pa. Hai, zi pa. Noapte bună. Noapte bună. Hai, bagă și tu un porumbel acolo, un sfârâit de porumbel. Nimic, nu vreau. Am supărat. Gata, v-am pupat și ne vedem în câteva secunde în cazul vostru. Ce faci tu acolo? Ce faci tu acolo, băie? Mi-ai mai adus un șoricel? O vrabie, ceva? Mi-ai adus? Ce faci tu, pușișii meu? Ce face pușișa mea, amică? Ce faci tu, pușișiu meu? Ce faci tu, mă? Ce faci, pușia? Ce are ea chef de dragoste? Udicea? Ține cea mai dulce fată din lume. Udița? Udi? Udi? Zuzule? Ține cea mai frumoasă fată din lumea asta și cea mai dulce și cea mai drăgălașă. Zi-mi! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Este deja 11 pentru că mi-am petrecut dimineața asta încercând să adun puțin pe aici și să fac un pic de ordine, să simt că nu-mi stă gulerul ca lumea. Este rece afară, dar stăteam și mă gândeam că în ciuda faptului că mă plâng eu că e rece, avem parte de o toamnă tare frumoasă, că pe băls încearcă să-mi aduc aminte în fiecare zi că e o toamnă frumoasă, că dacă vă aduceți aminte anul trecut când am fost la Cluj, la sfârșitul septembrie, am degerat acolo, deși aici la mine erau 20 de grade. Și ia tot încearcă să-mi zică, păi vezi că e o toamnă frumoasă, căci că și acolo e la fel, e rece, dar e frumos, adică că așa aici. Și mă bucură chestia asta, pentru că totuși nu avem ploaie și nori și o vreme din aia urâtă. M-am oprit din a face ordine pe aici, pentru că de fapt a fost nevoie de puțină ordine, pentru că ieri și alaltă am lucrat la dressing, care încă nu este gata, deja a început să-mi exaspereze povestea asta cu dressing-ul, nu mai pot, pentru că se tot complică lucrurile. De fapt, un lucru pe care l-am învățat eu în ani de renovări la mine aici este că, unu, nimic nu durează cât îți propui. Dacă ți-ai propus ca un proiect să dureze o lună, va dura 3. Dacă ți-ai propus să dureze 5 luni, va dura 2 ani și tot așa. Apoi, următoarea chestie este că nimic nu costă cât ți-ai planificat. Dacă ți-ai făcut un buget, mai pune peste. Adică asta așa. Asta în cazul în care vreți ceva din lucrurile, să știți, din lucrurile pe care le-am învățat eu de-a lungul timpului cu renovările.
Și iarăși, când vine vorba de renovare, nu de construit de la zero, în momentul în care ți-ai propus să faci ceva într-un anumit fel, așteaptă-te să fie dat peste cap planul ăla, așteaptă-te să nu meargă cum ți-ai imaginat tu, să trebuiască să regândești schema, să refaci lucrurile. Efectiv, asta mi se întâmplă și mie în momentul de față cu dressing-ul, pentru că dacă vă aduceți aminte, vă spuneam că e o chestie super simplă, ar trebui să meargă repede până la finalul lui septembrie să se întâmple. Suntem deja în ultima... Nu, suntem la jumătatea lui octombrie, hai să nu exagerez, și încă nu s-a terminat, adică am terminat cu partea de structură, dar urmează gletuit, urmează vopsit, urmează scos ușa, care este iarăși un procedeu foarte periculos, urmează, ce mai urmează? Reparat pe lângă ușă, pentru că ușa care va veni în locul ăsteia va fi mai mică, mai îngustă. Și repara pe lângă și e o întreagă nebunie, deci dintr-un proiect simplu care ar fi trebuit să dureze 2-3 săptămâni s-a prelungit și mă exasperează chestia asta, cum ziceam, dar asta este, trebuie să o ducem la cap așa cum este. O să încerc să acopăr câțiva micromonstrule pe care mă întrezic că am aici și da, deci ieri și alalteri s-a lucrat la dressing, ceea ce a însemnat că eu astăzi a trebuit să vin să fac un pic de ordine și am făcut, cu excepția faptului că nu am aspirat. De ce? Pentru că s-a luat curentul. Dar de ce nu? Adică de ce am avea curent? Nu știu, că în ultima vreme iar au început să ne facă figuri din astea. Toată vara a fost ok, iar au început să ne facă figuri cu... curentul, stați că aici n-am văzut că nu am întins ăsta, dar, în fine, o să supraviețuim, bănuiesc că o să dea drumul ceva mai târziu la curent. Bine, ar trebui să mă duc să verific și siguranța de afară, să vedem dacă nu-i de acolo. Și astăzi ce am în plan, pentru că s-a mai încălzit și, cum ziceam, am terminat ce aveam de mare de făcut în casă, astăzi vom merge în grădină, pentru că v-am lăsat în ultimul daily vlog, v-am lăsat așa puțin în suspensie, că m-am apucat să fac acolo și după aia, mă rog, au intervenit altele, n-am mai terminat de filmat ce am făcut în grădină, dar oricum n-am mai făcut mare lucru. Și astăzi, practic, ce fac este să continui ce am început în daily vlogul trecut și v-am spus că am planuri mari cu paturile alea înălțate. Și mă bucur tare, tare mult că am decis până la urmă să fac paturile alea înălțate, să-mi iau inima în dinți, pentru că, cel puțin pentru mine, anul ăsta s-a dovedit un an de foarte multe lecții în ceea ce privește grădina și m-a ajutat foarte tare, pentru că am învățat multe lucruri noi și interesante, ce Dumnezeu am pe bună. Așa, și n-a ieșit totul perfect, cum mi-am imaginat eu. Dar, în mare, au ieșit bine lucrurile. În mare, au fost bine. Da, o chestie de care eu sufăr, asta din prisma, cred că și a dislexiei, și a felului în care văd, și probabil a felului în care am fost crescută, și, nu știu, probabil să mai găsesc încă vreo 5 miliarde de motive, este că eu sufăr de tunnel vision, ceea ce se numește tunnel vision. Adică dacă mă concentrez foarte tare pe o problemă, sau pe un lucru, sau pe ceva, după aceea nu scap totul din vedere, deci mi s-a întâmplat și mi se întâmplă și la serviciu chestia asta și nu știu, nu întotdeauna este the best. Sunt situații în care chestia asta mă ajută foarte tare pentru că mă concentrez pe un lucru și nimic din jurul meu nu poate să-mi distragă atenția, dar în egală măsură, dacă mă concentrez mult prea mult pe un lucru, îmi scapă alte lucruri din vedere și... grădina mea pe final de vară a devenit cumva abandonată pentru că am avut probleme, am avut niște chestii, niște schimbări majore de viață despre care cei care sunt membri în comunitatea mea pe YouTube știu și acolo am mai discutat treaba asta. Și având toate chestiile astea și având toate problemuțele astea, să spunem, mi-au acaparat toată atenția și nu m-am mai ocupat de grădină așa cum mi-aș fi dorit.
Am făcut multe roșii, pentru că știți că vă arătam roșiile. Am făcut foarte multe roșii, multe dintre ele s-au stricat pentru că nu le-am cules la timp. Ardei la fel, cu ardei n-am mers, cu ardei grași. Nu am mers anul ăsta. A fost cam... Dar asta din cauza solului. Deci n-a fost bun solul și la anul nu-i mai pun așa sub nicio formă. Și da, a fost... cum să zic, un an de învățat foarte multe chestii, dar nu mă sperie treaba asta pentru că mama, spre exemplu, are 70 de ani și a grădinărit toată viața și câteodată îmi spune, știi, uite ce am făcut eu și uite ce am descoperit eu și uite că am făcut anul ăsta altfel și grădinărește de când să știe și acum mai învață lecții noi. Deci nu este neapărat o problemă faptul că, nu știu, am dat greș sau că nu mi-a ieșit ceva sau, adică pe mine nu mă sperie treaba asta, plus că pentru prima dată față de alți ani când făceam, nu știu, chestiile astea doar de dragul de le face sau pentru că așa am fost obișnuită sau din vari motive, pentru prima dată a fost primul an în care am înțeles terapia aia a grădinăritului și plăcerea aia de a grădinării și plăcerea aia de a relaxarea pe care ți-o dă grădinăritul și starea aia de zen pe care ți-o dă grădinăritul și mi se pare senzațională și vreau pe viitor să cultiv treaba asta. Am foarte mari planuri cu grădina mea. Unele voiam să le pun în aplicare de anul ăsta, dar din păcate, cum ziceam, s-au schimbat foarte multe lucruri anul ăsta și e bine că s-au schimbat, nu mă înțelegeți greșit, nu mă plâng sub nicio formă, din contră, sunt schimbări bune și așteptate din perspectiva mea, dar m-au zdruncinat puțin și eu sunt un om al rutinei de cele mai multe ori și până mă adaptez la o nouă rutină sunt așa, așa. Ce voiam să vă zic, că n-am apucat, când am fost în oraș, am luat, atunci când am fost la evenimentul Avantaje, până să ajungă tătucul, am trecut prin DM și mi-am luat trei chestiuțe și primul lucru pe care nu l-am mai avut până acum, dar de care sunt foarte încântată și vreau neapărat să-l folosesc să vedem cum este cafeina 50% de la Revox, pentru că am auzit că este foarte bună pe post de depuffing și dacă mă știți că eu mă trezesc câteodată dimineața cu ochii așa de-abia văd. Ei, am luat serul ăsta cu cafeină să vedem cum se simte. După aceea mi-am recumpărat crema cu SPF, care este foarte, foarte bună, crema asta cu SPF, cu acid hialuronic în ea. Îți protejează pielea și hidratează suficient de bine și nu am probleme, adică pot să mă machiez peste ea, o am și acum pe față și o recumpăr. Ea nu știu câta oară când recumpăr crema asta, pentru că îmi place foarte, foarte tare, adică chiar mă ajută mult crema aia. Și ce am mai luat, dacă tot am ajuns în DM, pentru că știți că acum, cred că două vloguri m-am plâns că nu am mascara. No, mi-am luat și mascara, dacă tot eram acolo. Stați că e înfoliată, pentru că știți că cei de la DM le pun în scotch ca să nu desfacă lumea. Și am luat mascara asta nouă de la Maybelline. Am văzut-o pe net peste tot. Am luat-o, este The Falsies Surreal Maybelline. Hai să vedem. N-am auzit prea multe despre ea, nu știu dacă e bună sau nu. Hopefully e bună, pentru că sunt sătul. Ah, e bine, are periuță din aia clasică. Sunt de mauve. Ah, nu, e negru. E periuța mauve la bază și zic, e mauve. Așa, sunt sătulă de să tot încerc mascara noi și să nu funcționeze. Și da, mă machiez, mă duc în grădină și eu totuși mă machiez, pentru că v-am explicat teoria mea. Nu este vorba că mă machiez pentru grădină, ci mă machiez pentru mine și să mă simt eu bine. Pentru că, iarăși, o chestie pe care noi românii o avem, sau imaginea pe care o avem despre grădinărit, este că trebuie să fii tot timpul în haine urâte, rupte, plin de noroi, murdar, slinos și așa mai departe. Și nu cred că e cazul. Așa. Ce... mi se pare interesant la mascara asta până în momentul de față, este că și alungește genele. Teoretic ar trebui să fie de volum, nu? Dacă am înțeles eu bine. Dar alungește genele și le separă foarte bine. Îmi place că periuța asta, genul ăsta de periuță clasică, separă foarte, foarte bine genele. Și îmi place. Hai să vedem.
Dăm un pic și pe cele de jos. Așa. Cam așa. Da, mi se pare că arată bine. Nu încarcă genele. Nu este super. Da, mama! Stați că vă strigă copilul. Ia, vreți să vedeți un maimuțoi? Ia uitați un maimuțoi. Ăsta este un maimuțoi. Ăsta se numește un maimuțoi. Maimuțilă, maimuțilă, maimuțilă mic. El este maimuțoiul meu. Mă răsfățat, cel mai răsfățat și plin de praf. Deci nu vei sta în casă acum. Dar iarăși vrea mâncare. Stai așa, ce ai aici? E căpușă? Sau te-ai... Nu, te-ai zgâriat undeva. Cu cine te-ai mai bătut? Cine te-a bătut? Băi, el este maimuțoiul meu răsfățat. Cel mai răsfățat băiat din lumea asta. Ziminii meu cel mai răsfățat. Uf, doamne, doamne, doamne. Uf. Încă nu mi-ai spus unde ai fost azi noapte. Unde ai fost tu azi noapte? Ia să ștergem ochișorii. So, nu ai voie să ochișorii mult, dar mami. Da, să vă ștergeți ochișorii la pisici. E ca și cum ați schimbat scutecele la bebeluși. Ștersul de ochișori. Da, e același lucru. Pisicile n-au voie să aibă ochișorii murdari. Oh, doamne, doamne. Ah, da. Vine să îmi ceară de mâncare. Iar și iar și iar și iar. Ziceam, eram la mascara și ziceam că îmi place cum arată până acum. Volumul nu este din ăla super wow, adică din picioare de păianjen, dar este ok. Și se pare foarte bine genele. Acum să vedem dacă o să mă trezesc cu el pe aici. Bun, hai să mă duc să fac ceva, să-mi fac ceva de mâncare. Aș vrea să-mi fac o omletă și după aceea să ne apucăm de treabă și plângem în grădină și dacă nu e prea multă gălăgie, pentru că... Da? Mergem în grădină și vă arăt ce vreau să fac. Ce vreau eu să... Care-i nou plan? Nou... Care-i noua schemă a grădinii mele. O să fie foarte interesant. Am așa un plan mare, mare pe o perioadă foarte lungă de timp. Mai durează până o să pun toate elementele la locul lor, dar da. Trebuie să remarc cu bucurie că s-a mai încălzit afară, deci pot să mă apuc de treabă și voiam să vă arăt că mi-am făcut omleta și am niște cărnăciori din ăsta de casă, zic ei, seamănă cu ăla pe care îl făcea bunica mea. Este un cărnăcior foarte simplu pe care îl găsesc la Profi și pe care îl cumpăr și e cam singura chestie procesată, așa super procesată din carne pe care o mai cumpăr, pentru că îmi place foarte tare și am zis că merge bine în combinația asta. Am și ce mi-a mai rămas într-un borcan cu de ardei iute din ăsta murat și uitați cât de splendidă este imaginea asta, așa. Nici nu zici că vine toamna. Acolo, în partea aia, în partea stângă, dacă se mai aranjează lucrurile, o să fie totul bine. Și când o să fie și tencuiala aia de acolo, praful ăla de tencuială, o să fie acoperit, o să fie totul perfect. So. Dar așa gazonul arată super bine și și-a revenit foarte bine de la perioada asta mai rece. Îmi place foarte, foarte tare. Când îl văd așa, parcă nu l-aș înlocui cu trifoi la anul, dar nu știu ce să zic, mă mai gândesc până atunci. Dar da, hai să termin micul dejun, brunch-ul meu, de fapt, și să ne apucăm de treabă. Cine este cel mai frumos băiat din lumea asta? Cine este cel mai frumos? Uitați-vă la el, uitați-vă aici splendoare de mâță neagră. Uitați-vă cât este de frumos. Vine încoace. Dă mutra aia morocănoasă încoace. Vine încoace, dă încoace mutra aia morocănoasă, că el tot timpul pare morocănos. Dar nu e. El e de fapt un băiat foarte simpatic. Și vă bucurați și de acompaniamentul de pe fundal. Eu, care și lui îi place foarte tare. Deci nu-i plac copiii deloc. Luciminii nu-i plac copiii. Când mai ascult TikTok-uri și sunt copii care țipă sau plâng în TikTok-uri, aoleo, ce urât face. Da, nu-ți place, ești nervos, ești supărat, ești supărat. Drept dovadă că nu este periculos, are chef de joacă. Așa, ia uitați-l, uitați-l ce splendid e, ce frumos e, ce-i place să se joace. Ok, foarte posibil să mă vedeți că mă încrunt, de-aia m-am ascuns la umbra mărului, pentru că am terminat de mâncat. M-am jucat cu Jimmy, are chef de joacă. Am și o hepiliță pe acolo în spate, nu știu dacă o vedeți, care este, nu știu de ce, speriată. Dar nu i-am făcut nimic ca să fie speriată, din contră. Mi-am luat și eu Fanta, aș fi vrut un ceai, dar n-am apă.
Prin urmare... Ah, ba da, stați că mi-am adus aminte că am apă plată. Am uitat. Dar n-are nimic. Mă sacrific cu un Fanta. Și am ieșit că vreau să vă arăt ce vreau să fac aici în grădină. Pentru că ușor, ușor ne ducem cu pământul în spate și începe să arate cât de cât ok. Începe să arate bine, să arate terenul drept. Și o să... vreau să mut straturile alea înălțate. Pe astea două le voi păstra, pe astea mari, pe astea de aici în care am avut căpșunii anul ăsta, pe astea micuțe nu le voi păstra, voi face altceva cu ele, dar pe cele mari le voi păstra pentru că vreau să pun în ele căpșunii și pentru la anul voi pune voi face altele pentru legume. Dar haideți să vă explic care este procesul meu mental. Ok. Pentru început o să vreau să vă arăt merii ăștia doi. Aici e ca un fel de spațiu, poartă pentru a trece. Mărul ăsta de aici o să trebuiască scos, după că vedeți mai are niște mere în el, dar nu sunt bune, nu-mi plac deloc și o să trebuiască scos și înlocuit cu un alt măr, de preferat Florina sau Ionatan, vedem. Și aici am un pătrat foarte, foarte mare, un pătrat uriaș. E mai mare decât pare pe cameră, unde vreau să-mi fac efectiv grădina de legume și că de-aia am și pus pomii aici și trandafirii ca să fie așa o separație între grădina unde stai și poți să-ți bei cafea și e gazon și e frumos și grădina unde vor fi legume. Alea trebuie să dispară de acolo. Anyway, și vreau să mut straturile care sunt acolo și în partea asta să le mut aici, să le pun simetric, să spunem, și după aceea să mai vin cu câteva straturi din astea înălțate lângă ele, astfel încât să am așa două rânduri de straturi, printre ele să am loc să trec. Poate cu puțin noroc în viața asta o să pun și ceva prundiș sau piatră sau ceva, vedem. Și în spate acolo, cam pe unde începe, unde sunt bălăriile, exact de acolo pe unde sunt bălăriile, îmi imaginez eu că ar trebui să vină o seră. Da, ăla era unul din planurile de anul ăsta, să îmi iau o seră pentru care să fac o platformă acolo de ciment și pe care să stea seara. Deja este aleasă seara, este... nu știu, mi-am imaginat deja cum o să vină, dar să am acele straturi înălțate până acolo. Și acum, în primul rând, misiunea mea este să... ce faci happy acolo? De ce te-ai pus acolo, puiule? Zic că e ud și pace. Da, am mutat pământul la seară ca să îl mai întind. În fine. Acum, misiunea mea este să măsur toată povestea asta, astfel încât să pun straturile și să vină simetric, să arate bine. Deci, misiunea mea acum este să măsor toată povestea asta și să văd unde voi pune acele straturi înălțate, astfel încât să vină simetric și, mă rog, la anul sper să fac ceva și cu tomberoanele de pe acolo și cu toate cele, dar mai avem până acolo. Mergem ușor, ușor, așa, în ordine, în linie. So, let's go, baby! Ah, și de, apropo de ce vă spuneam mai devreme, de faza cu tunnel vision-ul meu, și ăștia săraci au căzut pradă tunnel vision-ului meu și au fost uitați aici și acum va trebui să-i adun, să vedem ce mai e bun din ei. Care sunt buni, care nu, o vedem noi. Trăim și o vedem. Thank you.
Okie dokie, little smoky. Nu știu dacă vedeți. Ne-am făcut așa, niște cadrane, să zicem. Am însemnat cu ață ca să pot să-mi dau seama cum vin straturile, cum sunt, cum ar trebui să arate. Și acolo o să vină un strat nou, mai mare, și am încercat să-l pun pe ăsta să văd cum ar veni. Și acum dilema mea este dacă să-i pun aici în linie, deși n-am măsurat corect în linie, dar o să măsur când o să vină, sau să-l pun pe ăsta pe mijlocul celuilalt. Probleme grave, știu, știu, dar pentru mine contează momentul în care mă voi uita la ele. Și aici la fel am făcut. Deci, astea mici, ăsta din față, ar fi astea pe care le am deja. Practic ar trebui să le iau, să le mut aici. Iar cele mari vor trebui făcute, cumpărată scândură și făcute. Și acum întrebarea mea este, dacă să rămân așa, iarăși încerc să-mi dau seama de distanța dintre ele, dacă este suficientă sau să o fac și mai largă. Habar n-am, nu știu, nu-mi dau seama. Încerc să mă obișnuiesc. Cred că ar trebui totuși să... Stați că a început și vântul. Cred că ar trebui să golesc o cutie din aia și să o aduc aici, efectiv, să vedem cum se vede per se și atunci să vă dau seama. Și să scot și asta de aici. Hai să vedem cine e ajutorul meu. Cine e cel mai mare ajutor pe care îl are mami? Cine este cel mai mare ajutor? Cine e cel mai mare ajutor pe care îl are mami? Jiminy? Jiminy nebunul? Ce ai prins acolo în fluture? Mortua este, asta e. Bietul fluture sau gâză, ce-o fi fost ea acolo? Ce-a păpat tu acolo, bă, băi, 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 ce-ai pățit, măi? Băi, piticule, bă. Iar ești curios? Parcă ne înțelegeam bine. Da, haideți să vă explic. Bun, hai să vă explic. Inițial, vedeți țărușul acolo? Ăla este, marchează jumătatea curții. Și am vrut să fie cumva straturile echidistante. Am desfăcut stratul din partea aia, cred că ați văzut mai devreme, și l-am adus aici, l-am remontat, l-am reasamblat, a avut nevoie de un pic de TLC, fiindcă se dezmembrase, și l-am pus acolo și până la urmă am decis ca de la acel țăruș să nu las un metru, cum ziceam inițial, că inițial am zis să las un metru, și am zis să las 1,50 m la straturile din spate, vedeți? Eu acolo mai e un țăruș unde e Jiminy. Nu știu dacă vedeți niște mustăți albe ales de la ață. Și să fie 1,50 m până la alea albe și 1,75 m până la astea, ca să iasă cele din spate să se vadă puțin. În momentul în care voi veni încoace să se vadă puțin. Evident, again, astea dispar de aici.
și o să se vadă frumos alea din spate, să existe așa un view. O să le dau iarăși cu lac, cel mai probabil la primăvară. Acum trebuie să aduc pământul să-l pun, ăla e fixat, trebuie să mă iau bolobocul să vedem dacă e fix la boloboc pus, dacă e bine pus. Și acum să-l iau pe celălalt, să-l demontez pe cel din partea aia și să-l aduc aici. Iar în astea din față, fiind mai micuțe, vreau să pun căpșuni la primăvară, vreau să iau căpșunii de aici și din celălalt strat și să pun căpșuni. Dar pentru toamnă o să pun și niște morcovi și niște salată, adică am timp, am suficient spațiu. Da, și acum să verific dacă asta este la boloboc, că aici, ups, am dat peste cutia cu negrese, super. Că dacă mă mut cu camera, pare că mă mut, că nu se mai, că nu mai e drept. În fine, ideea e că pare drept. O să v-am zis, iau bolobocul și verificăm și o să punem și celălalt. Iar ulterior o să vină. Deocamdată am făcut pentru două straturi din astea mari, care vor fi mai mari decât astea. Vor avea o suprafață mai mare, nu știu dacă vă dați seama, cam asta e suprafața ăstuia și suprafața de aici este mai mare, pentru că vreau să le fac mai mari, să am mai mult spațiu să mă desfășor. Și am și un ajutor, am avut-o și pe Udi ca ajutor de nădejde și îl am acum pe Zimini, care mă ajută foarte, foarte mult. Ei, 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 el e supălat că nu ne jucăm acum, de fapt, hai, 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 nu mușca. Pe ai prăfuit, urâtule. Cert e că am obosit deja. Până acum am obosit. Așa că o să văd cât mai pot să fac în seara asta. Dacă nu, mâine. No, bine. Haideți că am finalizat toată povestea pe ziua de azi, cel puțin. Am adus și cealaltă cutie aici. Am demontat-o la fel ca și pe cealaltă și am adus-o aici. Și am arată mult mai bine cu distanța asta mare între ele. Mi se pare că arată super bine și chiar dacă nu este pe... Stați că încerc să vă arăt merii ăștia. Chiar dacă nu este simetrică cu merii ăștia, pentru că ăștia nu sunt pe centru, o să se vadă foarte frumos astea, straturile astea de aici, din casă, pentru că o să am un geam în care o să dea în zona asta și o să se vadă foarte frumos. Și abia aștept să pun și celelalte straturi ca să se vadă mai bine, dar până atunci o să curățăm astea de aici, o să curăț ce-a mai rămas pe acolo, ale, trebuie curățat tot. Anyway, cel puțin pentru ziua de astăzi eu mă declar mulțumită, pentru că am reușit să pun astea, le-am pus la boloboc, le-am aranjat, sunt fixe pe poziție exact cum trebuie, trebuie doar umplute cu pământ, probabil date cu lac la primăvară, nu acum. Și în rest, toate bune și frumoase. Dar asta în zilele viitoare, pentru că astăzi am obosit. Mă duc să mă spăl, pentru că nu știu că observați, dar da, am niște mâini foarte drăguțe. Și mă duc să mă spăl și să fac ceva de mâncare și să termin ce începusem de dimineață, că parcă începusem altceva de dimineață. Ațele alea de acolo, cadrul ăla de acolo, nu l-am mutat, dar o să-l mut, o să vină un pic mai încolo. Așa. Gata! Hello! Gata, m-am demachiat, m-am spălat, am făcut o baie super lungă. Inițial, înainte de baie, am făcut ordine, cum v-am zis, am terminat pe aici, ce nu reușisem să termin de dimineață pentru că am lăsat casa vreiște, dacă n-am putut să dau cu aspiratorul. Și după aceea am făcut o baie super, super lungă, am mâncat și acum mi-e tare bine, m-am încălzit. Și mi-am făcut și un ceai, nu știu dacă vedeți, dar ies aburii din el, un ceai super fierbinte de mentă, pentru că da, cineva și-a adus aminte că are mentă, anul ăsta are mentă. Știți că vă mai ziceam, cred că într-un vlog anterior, că nu-mi plăcea ceaiul de mentă până să am mentă. Ei, acum îmi place foarte tare și că acum când am fost afară să iau mentă, nu, umplu de miros de mentă pe mâine, așa și ce place mirosul ăsta. Nu e mirosul, că toată lumea asociază menta cu pastă de dinți, mă rog, toată lumea, exagerez. Unii asociază mirosul de mentă cu pasta de dinți, dar nu e mirosul ăla de pastă de dinți, altul, e mirosul de plantă și ce-mi place, da. Sunt puțin uleioasă pentru că iarăși mi-am dat cu retinol și e bine, îmi place că nu mi-o sucă pielea și că totuși exfoliază și mă simt tare bine cu rutina asta pe care o am de skincare.
Acum, pe seară, pe mine mă așteaptă o tură de editat foarte, foarte serioasă, foarte lungă și foarte serioasă, așa că o să închidem vlogul ăsta acum, fiindcă nu mai am multe de zis, cât că se întunecă super devreme, deja mă enervează că se întunecă, este 8 și deja este super, super întuneric, adică e întuneric, e beznă. Până acum, la ora asta, în vară, la ora asta, abia mă duceam cu fetele la plimbare și îi promisesem lui Happy că ne ducem și astăzi, dar am obosit puțin acolo în grădină. Asta și pentru cei care întreabă, cum te menții, Nicoleta, dar cum faci să te menții? Iată cum mă mențin. Așa și am obosit, m-am dus direct și am făcut baie, n-am mai dus cu ea la plimbare, dar mă duc mâine, o să duc mâine, poate chiar mâine de dimineață, cine știe, nu știu. Cert este că, da, am mutat alea și arată bine și totuși am stat și m-am gândit că trebuie să le curăț de pământ și să le mai dau o dată pe interior cu lac, ca să le protejez puțin mai bine. Sau să vedem dacă găsesc altceva care să le protejeze pe interior mai bine. Nu știu, mă mai gândesc. Dar, da, o să vedem în zilele viitoare ce va să vină, ce o să se întâmple. Cert este că o să arate foarte, foarte bine în momentul în care vor veni și celelalte straturi, o să arate foarte bine și am descoperit chestia asta terapeutică așa la grădinăritului și chiar dacă, spre exemplu, pe partea de flori am avut numai failuri anul ăsta, pe partea de grădine, de legume, au fost multe, multe win-uri și foarte multe lucruri bune care s-au întâmplat. Chiar acum când am jumulit vrejii de roșii, am mai găsit câteva roșii oare cherry, care, apropo, le-am uitat afară, pe masa de afară, dar nu-i problema, ele le iau mâine dimineață. Și sunt foarte happy cu ele și cu felul în care au ieșit totuși. Nu-i problemă că la anul o să iasă și mai bine și o să fie și mai bine. V-am zis, mama, de când grădinărești, toată viața grădinării și tot timpul descoperă ceva nou și tot timpul pune ceva nou și tot timpul parcă o iau de la început în fiecare an, așa că nu e o problemă. Da. În rest, ce mai e nou sub soare? Nimic. Copiii au mâncat, toată lumea bine. Acum v-am zis, pe mine mă așteaptă o sesiune de editat super lungă, nu știu când o să termin. Așa că noi ne auzim în următorul clip. Vă pup și vă mulțumesc că mă urmăriți și ne vedem, nu știu, asta cred că intră într-o duminică, habar n-am când o să fie. Următorul clip, vedeți voi. Ceau!